Tot mai multe doamne urmează cursuri pentru a deveni tractoriste sau vatmanițe. Salariile motivante, deficitul de personal, dar și condițiile bune de la muncă fac ca femeile să nu stea prea mult pe gânduri și să își reconfigureze cariera. Conform mesajul.ro, Monica Bala, tractoristă, nu e o meserie de femeie, dar se poate orice, nu este forță de muncă. Și atunci, cine are terenuri agricole, preferă doamnele să se urce în tractor și să lucreze. Până acum, tatăl ei era cel care manevra utilajul în câmp cu o experiență de peste 50 de ani în spate. Tânăra nu este singura care a urmat cursurile direcției agricole pentru a conduce utilaje agricole, o meserie tipic masculină. În acest an avem 3 serii de tractoriști finalizați și surprinzător au fost și 4 doamne care au susținut examenul, a spus Roxana Florea, Direcția Agricolă. Și meseria de vatman le face cu ochiul tot mai multor femei. La cursurile companiei de transport public din Iași s-a înscris anul acesta un număr record de doamne. Andreea Luca, purtător de cuvânt CTP Iași, a spus: în prezent, din 202 vatmani, sunt 30 de doamne pe această poziție. Ne bazăm pe corectitudinea lor și calmul lor în trafic. Ele au cele mai puține evenimente rutiere la stradă. Sunt atente. Oana este vatman de 21 de ani și își amintește că la început până și călătorii erau uimiți de prezența ei în fruntea tramvaiului. Întrebată de ce și-a ales meseria de vatman, aceasta a răspuns simplu: din plăcere, e o meserie super. De copil mi-a plăcut să circul cu tramvaiul. Nu o consider o meserie de bărbat, ba chiar e de femei. Nu e muncă fizică să trebuiască forță. Tendința reprezentantelor sexului frumos de a se orienta spre domenii rezervate în mare parte bărbaților nu este nouă. În plus, și salariile sunt mai ofertante pentru joburile tipic masculine. În sezonul agricol, un tractorist poate ajunge să fie plătit și cu 10.000 de lei pe lună, iar un vatman cu experiență poate depăși 4.000 de lei, relatează mesajul.ro.